această demonstrație vom scrie un API cât mai simplu pentru Remote Procedure Call în PHP folosind tehnologie AJAX. Ideea ar fi în felul următor: să nu mai facem round trip cu serverul, submit de fiecare dată pentru o modificare într-o aplicație web, ci să folosim obiectul de tip XML HTTP request din JavaScript de pe client. Pentru aceasta ne vom scrie un utilitar JavaScript, RPC JavaScript, în care o să scriem o funcție. Ce vrem noi de fapt este următorul lucru. O să avem pe server un script PHP și vrem o funcție care să ne ajute ca, dând ca endpoint acel script, să putem, prin intermediul scriptului PHP, să executăm o metodă din alt script PHP de pe site, înregistrându-ne un callback, o funcție care, atunci când vine răspunsul, să fie apelată și, nu în ultimul rând, funcția noastră de apel care înregistrează callback-ul va avea un număr variabil de parametri pe care îi va trimite metodei la distanță. Așadar, funcția noastră, fie ea RPC request, o să aibă ca argumente URL-ul endpoint-ului PHP, scriptul la distanță, metoda la distanță, callback-ul din client și argumente. În esență, ce va face scriptul nostru? Va crea o cerere în funcție de suport oferit de browser. Pentru browsere de tip Mozilla, trebuie să vedem dacă există obiectul din Windows, se numește XML HTTP request. Și dacă există, atunci putem crea requestul nostru ca fiind un nou XML HTTP request și, nu în ultimul rând, trebuie să verificăm dacă requestul nostru are o funcție care se numește override mime type și, dacă da, vom seta mime-ul cu override mime type pentru apelul nostru va fi text XML. Bun, mai departe. Ce se întâmplă dacă nu există interfața XML HTTP request pe browser de tip Internet Explorer? Acolo trebuie să vedem dacă există window ActiveX object. Și dacă da, vom încerca să creăm un ActiveX. Cum vom face asta? Sunt mai multe interfețe. Vom încerca să instanțiem request-ul ca fiind un new ActiveX object cu interfața Microsoft XML 2 XML HTTP. Dacă apare o excepție, nu există această interfață, atunci vom încerca să instanțiem cu o altă interfață new ActiveX object. Interfața se numește Microsoft XML HTTP. Dacă apare excepție, atunci requestul nostru va fi nul. Bun. Haideți să mergem mai departe. Odată creat request, trebuie să vedem că nu este nul. Dacă requestul nu este nul, atunci ideea se pune în felul următor. Obiectul request, indiferent prin ce interfață a fost creat, are un eveniment, se numește onReadyStateChange.
un ready state change. Iată, așteptăm și noi o funcție care va fi apelată de fiecare dată când se modifică statusul obiectului, cererii noastre. Ideea ar fi că nu ne interesează decât atunci când este completed. Așadar, dacă requestul nostru are ready state diferit de completed, adică 4, sau dacă răspunsul serverului, adică statusul, este diferit de 200, adică OK, atunci nu executăm nimic în funcția callback. Altfel, încercăm să executăm un cod și dacă apare o excepție de execuție, afișăm mesajul excepției. OK. Și anume, ce încercăm să executăm? Păi, încercăm ideea este în felul următor. Funcția noastră va fi apelată când vine răspunsul. Răspunsul va conține serializarea JSON, adică JavaScript Object Notation, întrucât e mai ușor de parsat pe client răspunsul așa decât un XML, al răspunsul execuției metodei. Ce trebuie să facem? În mod generic, să extragem obiectul JavaScript din textul răspunsului și să apelăm funcția callback cu acel obiect, ea urmând să facă mai departe modificările pe client. Așadar, ca să extragem obiectul JavaScript, este suficient să evaluăm cu funcția eval textul primit ca răspuns. Și requestul nostru are un response text. Odată obținut rezultatul, trebuie să verificăm un lucru. Apelul la distanță presupune inclusiv serializarea excepțiilor de la distanță. Dacă apar excepții, atunci acestea trebuie afișate pe client și funcția nu mai are rost să fie executată. Deci, verificăm și noi dacă rezultatul nostru, care va conține un câmp numit exception, nu este null, atunci afișăm excepția. Altfel, dacă tot a fost OK, executăm funcția callback. Rezultatul nostru va avea două câmpuri, pentru comoditate, pentru simplitate și pentru a ilustra problema. Un câmp va fi excepție, altul va fi return, valoarea întoarsă. Bun, asta este tot ce avem de făcut când vine răspuns. După cum vedeți, ne atașăm schimbării statusului cererii. Pentru completed și răspuns OK, evaluăm răspunsul, dacă apare excepție o afișăm, dacă nu executăm funcția cu răspuns. OK, asta nu este tot. Ideea ar fi că ar fi bine să mai facem un lucru, și anume, să ștergem, când a venit răspunsul, să ștergem obiectul prin care făcusem cererea la distanță. Bun. Mai departe. Pentru a face cererea la distanță, trebuie să compunem cererea. Și vom folosi serializarea JSON a cererii, pe care o vom atașa ca argument summit-ului nostru de tip post. De fapt, summit-ului prin intermediul unui obiect de pe client, în așa fel încât pagina să nu fie reîncărcată. Așadar, haideți să ne definim și noi un parametru call. Să realizăm JSON proprietățile obiectului. Ce trebuie să-i spunem? Păi, ar trebui să-i spunem o proprietate, scriptul, și anume ce se execute, din ce fișier este metoda la distanță. Scriptul primisem ca argument în metoda aceasta. Mai departe, trebuie să-i precizăm metoda pe care se execută la distanță. Și la fel, o aveam ca argument. Mai departe, trebuie să-i precizăm vectorul de argumente ale metodei, care fiind un vector arată așa. Ok? Acum, ce trebuie să facem? Să parcurgem lista argumentelor
De la ce indice? Vedeți, aici încep argumentele. 0, 1, 2, 3 și 4 ar fi primul. Deci, de la indicele 4. De la 4 până la numărul de argumente. Într-o funcție JavaScript arguments length dă numărul de argumente. Bun. Și ce trebuie să facem? Trebuie să concatenăm cererile noastre serializate cu virgulă dacă este cazul, și anume dacă e mai mare decât 4, atunci vom pune virgulă. Altfel, nimic. Așa. Ce trebuie să concatenăm? Pentru că nu știm dacă sunt sau nu stringuri toate, haideți să le delimităm cu ghilimele în serializarea finală. Și pentru că vom trimite pe HTTP, o să facem escape valorii caracterilor arguments de i, căruia îi mai concatenăm încă ghilimele de final. În final, vom atașa colului nostru, închidem paranteza pentru vector și acolada pentru obiect, după care vom preciza tipul cererii noastre. Cu request open îi spunem metoda prin care să trimită la distanță, adresa și dacă se lucreze sincron sau nu. Set request header. Vom modifica metoda care va fi un post către URL-ul nostru cu un accept HTTP 1.1 și de asemenea vom specifica tot prin set request header content type-ul ca fiind application form URL encoded. Pentru a trimite cererea la distanță vom folosi send și vom scrie, send știe să scrie datele post, care la noi erau un call. Ok, mai departe. Acum rămâne să scriem scriptul PHP care permite la distanță apelarea metodelor. Haideți să creăm pentru asta un RPC PHP care trebuie să facă un lucru foarte simplu în esență, și anume trebuie să compună răspunsul pentru cererea noastră. Așadar, fie el result, un array, pentru că avem două lucruri de definit, și anume result de return și respectiv result de exception. Bun. Cum vom face, vom obține răspuns? Ideea ar fi că cererea noastră conține un argument, și anume argumentul ei este serializat JSON. Trebuie să deserializăm cererea și să apelăm cu argumentele cererii metodele. Pentru a deserializa cererea, vom folosi un obiect un DLL de pe JSON.org. Ideea ar fi că există mai multe implementări și putem scrie și noi un parser, un encoder și decoder JSON. Dar nu face obiectul acestei prezentări. Vom folosi PHP JSON, care nu e altceva decât un DLL în care, care e scris în C++, face foarte rapid
serializarea și deserializarea obiectelor. Este o extensie, trebuie trecută în PHP Inila Extension și copiată în directorul extension al PHP-ului, ceea ce am făcut pe server. Bun. Pentru a extrage cererea, fie ea variabila call, există metoda JSON decode. Da? Care știe să preia un string, să întoarcă un obiect PHP. Și stringul nostru se va găsi în request, el vine prin post. Putem scrie doar underscore post de call. Bun. Odată obținută cererea, ce trebuie să facem? Ca de exemplu require once să includem scriptul. Scriptul se va găsi. Ați văzut că noi pusesem o proprietate script. Deci în call pe proprietatea script. Bun, să obținem rezultatul care vom depune în return și îl vom obține cum? Pentru a apela o funcție user cu argumente, există în PHP call user function array. Îi dăm două argumente, numele metodei care se găsește în proprietatea metoda variabilei noastre și vectorul de argumente, care de asemenea se găsește în arguments. Odată obținut răspunsul, îl vom serializa JSON și îl vom scrie pe browser, pentru că asta se așteaptă browser să primească. Cu JSON encode vom trimite răspunsul și vom scrie pe browser. Ok. Problema este dacă apar excepții. Acestea ar trebui raportate clientului, altfel decât obișnuiește PHP-ul să facă în mod implicit, scriind doar un text. Pentru asta, haideți să ne asigurăm că, indiferent cum e PHP INI, error reporting-ul va fi error sau, pe biți, warning sau pe biți, erori de parsare. Ok. Deci în felul ăsta ne asigurăm că sunt transmise erorile, dar pentru a nu fi raportate cu un mesaj PHP, trebuie să suprascriem handle-ul de eroare. Set error handler cu o funcție de-a noastră. Noi vom scrie o funcție error handler care va trata erorile. Function error handler, funcția noastră, trebuie să aibă semnătura unui handler de eroare, și anume codul erorii, error number, descrierea erorii, error string fie el, de asemenea error file, fișierul în care s-a întâmplat eroarea, eventual nimic, error line, linia erorii. Funcția noastră se va apela ori de câte ori apare o eroare. De fapt, e suficient să apare la prima eroare, pentru că mai departe nu se poate merge. Ce trebuie să modifice? Proprietatea exception a vectorului nostru. Ca atare, va modifica variabila globală result. Nu putem să transmitem ca parametru funcției, fiindcă nu arată așa semnătura funcției error handler. Și deci nu va putea fi folosită de set error handler. Bun, ce trebuie să facem? Păi, să preluăm și noi excepția ca fiind stringul de eroare. Mai departe, să setăm rezultatul return value ca fiind null, deși probabil că nu se setase nimic până atunci. Să scriem răspunsul, pentru că de data asta răspunsul se încheie aici cu JSON encode. Scriem rezultatul obținut și ieșim din script. Asta e tot ce trebuie să facem, în ideea că vrem să tratăm eroare. Deci ne declarăm ce erori să fie raportate, suprascriem tratarea erorii, pentru că în esență ne interesează să încheiem scriptul și să trimitem răspunsul corespunzător. După care, restul de chestii ați văzut. Cu parserul JSON facem decode obiectului din submit,
includem scriptul, executăm funcția după numele ei cu argumente, obținem un răspuns, să realizăm obiectul conținând răspunsul și eventual excepția. De fapt, una sau alta. Dacă apare o excepție, atunci aceasta va fi trimisă, altfel nu va fi trimis răspuns. Mai departe, ne interesează să ilustrăm apelul la distanță cu acces la o bază de date, motiv pentru care vom scrie un script, fie el query PHP, în care vom scrie o metodă care accesează o bază de date, ca de exemplu NordPrint. Ok, asta era vechiul script și acum, ce ne interesează? Haideți să ne definim și noi niște parametri, ca de exemplu numele mașinii local, ne vom conecta la un SQL, userul, am un user care se numește NordPrint, parola, da, baza de date, NordPrint. Bun. Haideți să scriem o funcție, pentru că pe ea o vom apela de la distanță, execute query, care nu depinde de baza de date, dar care folosește conexiunea și execută textul primit de la client. Așadar, folosind parametrii, va avea global host, user, password, database. Bun. Va deschide conexiunea pe care o va reține handle-ul ei în connection cu MS SQL connect the host user și password. Dacă apare excepție, întrucât am supraîncărcat, vedeți, în RPC am supraîncărcat handle-ul, când se va executa această funcție, excepția va fi captată de noi și trimisă clientului, deci nu ne mai interesează tratarea în script. Bun. Odată deschisă conexiunea, să selectăm baza de date cu MS SQL Select Database, numele bazei de date și conexiunea noastră. Și la fel, dacă apare excepție, va fi trimisă. Haideți să ne setăm și noi vectorul întors, return. Ca să fie cât mai simplu, am vrea următorul lucru. Să întoarcem un vector de coloane reprezentând coloanele obținute cu metadatele cererii și un vector de linii fiind, de fapt, o matrice pentru fiecare tuplu de coloanele acestea. Așadar, odată definit vectorul nostru, haideți să-i setăm și noi proprietățile. Columns ar fi una din ele, care e tot un vector. Da? Și, la fel, rows, care inițial este tot un vector. Fiecare element transformându-l la rândul lui în vector. Bun. Haideți să mergem mai departe. Când întoarcem ceva, când MS SQL numRows de... avem să interogăm. Deci, să obținem și noi o colecție de înregistrări, un result set, executăm cu MS SQL query cererea noastră pe conexiune. Să verificăm dacă a întors ceva și dacă a întors ceva, atunci să parcurgem și noi datele și să compunem răspunsul. Întâi de toate să parcurgem lista câmpurilor. Pentru i de la 0, lista câmpurilor se obține cu MS SQL numFields de cererea noastră. Deci pentru fiecare câmp ce trebuie să facem? Să ne extragem câmpul curent. Cum? Cu MS SQL fetch field. Trebuie să-i spunem rezultatul și
indicele câmpului, apoi să preluăm acest câmp în columns și să-l adăugăm. Evident, este pe poziția I, dar putem face append de genul ăsta. Fieldul are mai multe proprietăți, pe noi nu ne interesează toate, ne interesează doar numele lui pe client. Ok. Asta îmi asigură citirea metadatelor. Acum să parcurgem result setul nostru, să citim linie cu linie, atât timp cât putem citi, cu MS SQL fetch array din result, și este o mică problemă. Fetch array știe să scoată asociativ numeric sau cu amândoi indici, implicit cu amândoi. Pe noi nu ne interesează, pentru că lucrăm generic, să îi preluăm asociativ și nici cu amândoi indici, ci doar numeric, fiindcă în final nu o să folosim coloanele să referim indicii, ci indici numerici. Atunci îi dăm valoarea numeric. Deci atâta timp cât putem citi, ce trebuie să facem? Trebuie să preluăm în linia curentă. Linia curentă IDI sau mai generic este următoarea. Elementul citit din linia de pe server, din baza de date. Ok. Trebuie să închidem conexiunea cu MS SQL closed. Da? Și în final să întoarcem rezultatul nostru. Iată, ne ajungi la clientul propriu zis. Adică la o pagină HTML care să ilustreze problema. Fie ea index.html. Bun. Haideți să aibă un button face culoare de fundal. Să-i dăm și un titlu, ca de exemplu Ajax Demo. Ok. Putem să umblăm puțin și la style, și anume pentru tot textul, pentru input-uri și pentru celule, să setăm fontul ca fiind icon. Să se vadă un pic mai elegant, mai micuț. Acum, o să folosim scripturi. Și anume scriptul nostru. Deci ne făcusem un utilitar care se numea RPC JavaScript, în care aveam funcția. Și vom avea nevoie și mai departe de o funcție. Bun, ideea ar fi în felul următor. Ce ne interesează pe noi de la pagina asta este să aibă o tabelă în care să scriem un input cu care să compunem o cerere, un buton, la clicul butonului să construim în tabelă o altă tabelă cu un grid obținut ca select. Așadar, haideți să facem o tabelă care să ocupe toată pagina pentru aliniere, atât pe verticală cât și pe orizontală. Tabela noastră va avea două linii. În prima linie vom scrie cererea. De fapt, hai să punem chiar trei. Hai să punem... Vom avea la un moment dat trei celule pentru cerere. Un text, un input și încă un buton. Și atunci, hai să punem un fel de titlu, fie el Northwind Database Ajax Demo. Asta o să fie celula primei linii. Următoarea linie va conține un text pe prima celulă,
query, spre exemplu. O celulă cu width 100%, în care vom pune un input, îi vom da un ID pentru a putea referi fie el textbox query, un textbox, va fi de tip text. Haideți să-i dăm și o valoare implicită, ca de exemplu select any from products, tabelă din Northwind, și îi vom preciza prin intermediul style că va avea width 100%. Bun, mai departe, asta este celula din mijloc și în ultimul rând, ultima celulă va conține un buton, prin intermediul căruia putem să executăm. Putem să-i dăm și un ID și o să vedem imediat și de ce. Ideea ar fi să fie el execute. Ideea ar fi să ne folosim, să-i setăm disable-ul. Ok, îi spunem că este de tip button, nu vrem să fie un submit, nu ne interesează și niciun textbox cum este implicit. Bun. Haideți să-i dăm și un text. Value. Execute. Și esențial, eventul de un click. Ce ne interesează la un click? Păi, haideți să-l facem disable. This disabled va fi true. Nu în ultimul rând, vrem să facem disable și textbox-ul. Cu get element by ID. ID-ul se numea textbox query. Disabled, îl vom face true și pe el. Și mai departe, vrem să executăm o funcție. Să spunem că funcția noastră se numește process request, cea de return, și în esență ce vrem să executăm la click pe buton este următorul lucru. Din RPC aveam funcția de request la distanță. Aceasta vrem să executăm. Cu RPC vrem să instanțăm un RPC request. Adresa PHP-ului trebuie să fie una absolută în principiu, fiindcă îl putem executa de oriunde, inclusiv de pe client. Și atunci vom folosi adresa absolută a scriptului PHP, RPC PHP, scriptul de la distanță. Ok. Al doilea argument era scriptul în care se găsea funcția. În cazul nostru, query PHP. Următorul era numele funcției. Execute query. Următorul era funcția callback. Și noi le vom scrie un process response. Și în ultimul rând, argumentele. Argumentele, în cazul nostru, argumentul este unul singur, și anume textul cererii. Se găsește în document get element by ID, numit textbox query. Vom prelua de acolo valoarea scrisă de user. Da? Și aceasta este ceea ce se execută propriu zis la click pe buton. Da? Deci se creează un RPC request către acest endpoint capabil să încarce scriptul nostru, să execute metoda cu argumentele și în final răspunsul va fi procesat pe client. Bun. Ok, asta ar fi interfața. Ne mai trebuie un lucru și anume zona în care să afișăm. Zona în care să afișăm, care va ocupa toată tabela, mai exact ce rămâne din ea, nu va fi altceva decât un div. Trebuie să-i dăm ID ca să-l putem referi și funcționează ca un panel, fie el panel result. Haideți să-i precizăm și stilul, și anume stilul va fi width 100% și pe înălțime să fie tot 100%. Mă rog. Da, în ultimul rând, overflow auto, să aibă și scroll în cazul în care este cazul, nevoie de scroll. Închidem div-ul și închidem și celul.
Bun. Ne rămâne să scriem funcția de procesare a răspunsului. Haideți să scriem un head. Tot cu un script JavaScript. Fiecare client își va defini propriile funcții. Pentru că logica deja depinde de client. Process response va avea un argument, responsul venit. Vedeți că ea este funcția callback și va fi apelată de către scriptul care inițiase cererea, cu rezultatul întors serializat ca obiect, extras ca obiect JavaScript. Bun, ce trebuie să facem în funcția de procesare a răspunsului? Să compunem un tabel pe care să-l afișăm în acel div. Fie output-ul nostru, nimic mai simplu decât un tabel, care are width 100%, fiindcă vrem să ocupe toată zona, care ocupă de asemenea și pe înălțime 100%, aici e chestie de formatare. Haideți să aibă și un border de un pixel, cell spacing-ul să fie 0 și de asemenea cell padding-ul să fie tot 0. Bun, va avea o celulă în care scriem antetul tabelului. Ca să obținem antetul tabelului, trebuie să parcurgem lista celulelor cu un iterator. Răspunsul nostru avea o colecție columns, așa fusese compus. Bun, și pentru coloane ok, să facem așa. Deci să adăugăm un output o celulă fără wrapping în care să scriem cu bold numele coloanei. Response columns de i și evident să închidem bold-ul și să închidem și coloana. Trebuie să închidem linia header-ului și acum ne rămâne să compunem propriu-zis conținutul. Mergem de la i la câte linii avem. Responsul nostru avea o colecție rows care este o matrice. Da. Și pentru fiecare linie trebuie să generăm o nouă linie în HTML. Da? Să parcurgem coloanele . Haideți să lucrăm tot prin colecția columns, deși se poate și rows de i length. Da, știm sigur că acestea sunt coloanele. Și pentru fiecare coloană vom adăuga în output-ul nostru o celulă fără wrapping conținând textul, adică response rows de i și j și închiderea celulei, evident. Avem să închidem linia curentă. Ok. Și în final să închidem și tabel. Bun. Ce trebuie să facem? Să setăm acest răspuns getElement byID. Vrem să folosim panelResult-ul și să setăm în HTML-ul ca fiind output-ul nostru. Și nu în ultimul rând mai vrem să facem un lucru, odată a venit răspunsul, trebuie să facem enable butonul execute, adică să-i setăm false disabled și în ultimul rând și textbox-ul query. Equals false. Bun. Asta ar fi exemplu ca atare. Haideți să vedem și rularea lui.
O să-l rulăm de pe local, dar ați văzut că se conectează la distanță. Select any from products. Ok. Dacă executăm, vedeți, n-a făcut submit și ne-a construit tabelul în div-ul respectiv. Spre exemplu, dacă ne interesează doar numele produsului și cantitatea unitară sau câte unități sunt în stoc, cred că ar fi mai relevant. Vă rog să urmăriți statusul. Re-execute. Nu s-a întâmplat niciun refresh și am întors destul de repede pentru că s-a făcut cererea de pe local. Un tabel 100% cu unitățile în stoc și numele produsului. După cum vedeți, tehnologia este extrem de simplă. N-a fost nevoie decât de un utilitar care să ne ruleze la distanță folosind un ActiveX sau în general un obiect al platformei de tip XML HTTP request. Am preluat din PHP, am extras cu un parser JSON obiectul, folosim JSON pentru că e mai ușor pentru browser de lucrat cu răspunsul. Ne-am scris un utilitar generic, asta deja face parte din logica aplicației, pentru a executa orice interogare și a o trimite într-o colecție coloanele și răspunsul pe linii și o interfață foarte simplă care să apeleze la distanță cererea noastră și să înregistreze o funcție care să compună un HTML din răspuns și să-l seteze ca inner HTML pe un panel, pe un div. În esență, problema AJAX rezidă în construirea unei interfețe cât mai, unui API cât mai ușor de utilizat. După cum vedeți, funcțiile care fac cererea și prelucrează apoi pe server și execută răspuns, obțin răspunsul, sunt cât mai ușor de utilizat. Acum, ce am avea de făcut dacă vrem să creăm un alt exemplu, ar fi să utilizăm scriptul pentru a putea face cererea la distanță de maniera asta, către un endpoint, să executăm dintr-un script al nostru metodele noastre, cu argumentele noastre. Evident, pe server să avem acest endpoint și în modul ăsta cel mai simplu vom putea de pe client să apelăm asincron, fără să facem refresh orice script de-al nostru PHP. Are o limitare peste care se poate merge mai departe și anume nu execută metode ale obiectelor, dar asta se poate rezolva ușor. Problema este însă alta, legată de managementul stării. Putem utiliza sesiuni PHP, evident, asta ține de PHP, nu e nicio problemă. În schimb, API-ul ca atare, apelatorul pe server, nu gestionează sesiunea ale obiectelor. Vedeți că de fiecare dată apelează metode și asta e tot. Dacă am lucrat cu obiecte, ar trebui să putem salva în sesiuni PHP. Dar iarăși nu e o problemă pentru că apelatorul poate face direct asta, RPC-ul.